ascultăm cuvântul Domnului, citim versetul 8 din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 8. Vântul suflă încotro vrea și auzi buietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Amin. Amin. Haideți să spunem cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.